Poftiți, Becali! Poftiți, domnul Becali! Ați înțeles? Deci eu în direct și în reluare mă împac cu Gica Hagi, m-ați înțeles? Și asta, ca să vă mai spun așa de suflet, m-ați înțeles? Că acum câteva zile a fost și Sfântul Gheorghe și vreau să-i spun la mulți ani pe această cale. Și îmi spun și mie la mulți ani, că și pe mine mă cheamă tot Gigi, m-ați înțeles? Și cu asta basta. Nea Gigi, deci îți pare rău într-un fel pentru ce s-a întâmplat? Bă, băiatule, îmi pare rău. Noaptea mă trezesc la 2-3 noaptea. Fac rugăciuni, beau 3-4 bare cu apă și mă gândesc, bă, cum să fac eu să mă fac cu Gica, m-ai înțeles? Și atunci ce-am zis eu? I-am dat un telefon lui domnul Dan Voiculescu, m-ai înțeles? Acum sunteți prieteni, păi, nu? Suntem prieteni, păi, dar cine a vorbit de mine cât a fost la rest? Dan Voiculescu și Vântul, m-ai înțeles? Trustul de presă. Iertați-mă că iară mâncam râzătele mea și iară... Vine a râsul. Și acum ce a zis eu lui Voiculescu? Băi, Dane, am o rugăminte la tine. Acum să nu fie trafic de influență sau că vezi, Doamne, te implici tu în Antena 1, că vezi, Doamne, că asta, te rog eu frumos. Vorbește tu cu Toni, mai înțeles, cu Toni Grecu, la tine. Că să fac așa, să-l cheme pe Gică, mai înțeles, că... Mai înțeles ce vreau să spun. Am înțeles, da. Simt. Și că vezi, Doamne, că a zis și ăla, căcutare, că a zis că Becali, că voi, iată, băi, nenorociților, voi, că eu mă împac cu Gica Hagi direct. Ai înțeles? E, uite că am venit ca să repăcăm, ai înțeles? Și cu asta, basta. Și vreau să-i spun lui Gica că recunosc că am fost un nenorocit. Că am zis vorbe urâte, mai înțeles, pe la televizor, pe la astea, că am fost și eu supărat și vreau să cer scuze public. Și în particular, mai înțeles, și vreau să-i spun că a fost și un nenorocit și o să fac ce n-a făcut nimeni vreodată în viața vieților lui. O să dau 10-20 de milioane de euro, mai înțeles? 10-20 de milioane de euro. Ui, unde, unde? La federație. Așa? Și îl aduc pe Gica Hagi antrenor la națională și cu asta, basta și gata, căcutare, cu atre, Gica Hagi antrenor, mai înțeles? Cu asta, basta. Să fac ce n-am făcut niciodată. Dar la Steaua, domnul Becali, la Steaua, ați vrea să-i propuneți domnului Hagi să revină la un moment dat? Bă, băiatule, eu o să fac la Steaua monarhie și la după rege. Monarhie constituțională, dacă la România Radu Duda candidează, eu îl pun pe Gică la Steaua rege, mai înțeles? Monarhie, în fotbal. Tu nu vezi acum cu arbitrii, că vezi, Doamne, că Penescu, că cutare, că cutare, că cu arbitrii în fotbalul românesc. Eu aduc monarhie, că de la monarhie jos nu mai ce să faci. Să dă ordini regele, gata! Nu se mai face niciodată, mai înțeles? Cu asta, mă! Că am și numărul 10, 10 porunci. Și pac, pac, 10 porunci, gata, nu se mai face nimic la... În fotbalul românesc, mai înțeles? Vedeți, domnul Hagi, vedeți? Sunt oameni care la un moment dat ajung la niște concluzii pozitive. O să-și ceară iertare, să-și îndrepte anumite greșeli pe care le-au făcut. Cred că e corectă poziția lui. Trebuie să știi cum să te îmbraci, mai înțeles? Cum porți. Mai înțeles? Trebuie să știi. Mai înțeles? Trebuie să știi cum să te porți. Îmi miroși asta. Dar spuneți-i ceva, că... Dacă ar fi totul real. Ce bine ar fi! Ce bine ar fi! Ce bine ar fi dacă ar fi totul real. Auziți, sunteți real, domnul Becali. Da, băiatule... Sunteți științifico-fantastic! Păi am evadat și din arest, dar nu știe nimeni. Da? Eu m-am lăsat acolo, am plecat și m-am întors. Adică, ați evadat noaptea, n-a aflat nimeni? Păi, dar tu crezi că și? Stau... Eu am dormit aia fără... Fără noaptea am dormit eu acolo. Și când ați evadat... Eu m-am dus acasă la copii, bă, băiatule. Nu, nu v-ați dus la... Să dați de mâncare la oaie sau la casino? Bine, acum eram și slăbit, că dacă am mâncat cei de la cu marmelată, până se mi-aducă pachetul. Eu era slăbit, nu mai aveam chef de mult soi de asta, măi. Am pus un băiat acolo, de curte. Că dacă mulgeam oi, s-auzea ce pe acolo să zică, e Becali, au dat drumul, combinații, mai înțeles? Și am pus un băiat de la să le mulg. Dar puteam să stau o noapte în arest fără să văd copiii. Am evadat și m-am întors iar. Pac, pac, uite așa. Da? Eu cred că mai mult de atât nu se mai poate spune. Dar vreau să, dacă îmi dați voie, domnul Grecu. Vă rog, vă rog, ca să și încheiem. Vreau să mai mulțumesc o dată la trusturile de presă. A, da? Vă place cam așa mea, că... Doamna de rândul 2, de acolo.
Că, ce vrea să zic? Mai devreme am trecut așa pe lângă o doamnă și a zis că becalic, arez, că am tras la față, că nu știu ce. Și am spus, bă, dacă nu-ți place de mine, nu te uita, mai înțeles. Și o doamnă, doamna în verde de acolo, ultimul rând acolo, în stânga, doamna în verde, mi-a zis, domnul Becali, arătați extraordinar. Doamna, arăt bine sau nu arăt bine? Arăt bine? Deci arăt bine, da? 0742. Nu mai zic restul, eu dau pauză, m-ați înțeles. Și vreau să vă spun un banc.